Dacă unul dintre cele mai recente proiecte guvernamentale se va materializa, în Argeș ar urma să avem locuințe pentru specialiști. Prefectul Gheorghe Davidescu le-a cerut deja primarilor ca până la 20 martie să prezinte situația terenurilor care ar putea fi puse la dispoziție pentru acest program, care se adresează în principal tinerilor nevoiți să-și desfășoare activitatea la țară. Într-o comună pot fi construite maximum 15 astfel de case. Cele 10 locuințe vor fi repartizate prioritar tinerilor specialiști cu vârsta de până la 35 de ani, personalului didactic minimum 50%, medicilor și asistenților medicali și, după caz, polițiștilor. Primăriile vor pune la dispoziție terenul de minimum 500 de metri pătrați pentru construirea fiecărei locuințe. Casele vor avea suprafața construită de 100 de metri pătrați pentru locuințe cu două camere și 120 pentru cele cu trei camere. Utilitățile și dotările tehnico-edilitare se vor realiza prin obiective de investiții promovate de consiliile locale. Contractele de închiriere vor fi valabile exclusiv pe timpul desfășurării activității profesionale. Chiriașii acestor case vor fi unii atipici, și anume vor plăti doar pentru utilități și nu vor da niciun ban pentru chiria propriu-zisă. Programul va fi extins și pentru acele clădiri care nu au fost finalizate din diverse motive sau pentru locuințele vechi. Din precizările care s-au făcut chiar de către ministrul dezvoltării la momentul respectiv, există și această posibilitate ca din construcțiile vechi care pot fi consolidate și continuate ca și dotări pentru acest program Case pentru Specialiști, ele să fie acceptate și preluate. După ce vor fi gata, casele vor intra în patrimoniul primăriilor și nu vor fi înstrăinate, urmând să fie administrate în continuare de consiliile locale respective.